A opta ediție a Comedy Cluj aduce filme din întreaga lume, de la Guatemala la Coreea de Nord, din Australia în Chile, dar și 5 piese în premieră în Cluj. Primul weekend al festivalului îmbină premierele cinematografice cu teatrul. Ediția 2016 a Comedy Cluj este probabil cea mai exotică din câte am avut până acum. Astfel, filmelor provenite din țări cu cinematografii deja consacrate, li se adaugă filme din tot felul de locuri surprinzătoare, cu viziuni extrem de originale asupra comediei și până la urmă asupra vieții în general. Festivalul Internațional de Film Comedy Cluj va acorda în acest an premiul de excelență actorului Răzvan Vasilescu. Cu un apetit deosebit pentru comedie, Răzvan Vasilescu și-a dorit întreaga sa carieră să aibă șansa să joace în acest gen, iar rolurile sale, chiar dacă nu sunt numeroase, au fost întotdeauna memorabile. Răzvan Vasilescu va fi prezent la Cluj cu un one-man show, Era ok și la 60, vineri 28 octombrie, și va primi trofeul Comedy Cluj în cadrul galei de închidere din 29 octombrie.